Normalitatea, de fapt, e singurul lucru care nu se simte. Dacă aș putea să definez normalitatea, așa aș defini. Lucru care, ca și sănătatea. Noi nu simțim sănătatea. Ne simțim bine, ne vedem de treabă, avem o viață bună. În momentul când te împiedici de prag și îți spargi nasul în chiuvetă, atunci îți dai seama că sănătatea este o altă stare. Și trebuie definită în raport cu problema. E un mare lucru. Adică, asta e normalitatea. E ceva care nu se simte și un firesc al lui nu se simte. Și grijile pe care le-am sunt grijile, de ce spunem griji normale? Și-a făcut copilul lecțiile? Nu. Grijă, sigur, a oricărui părinte. Dar e normală. Bunica a dat drumul la telefon sau îl are de 3 zile închis? Și iar trebuie să mă duc să sparg ușa. Bunica nu aude. Almagel, bunica deschide, poc, a spart ușa. Chem în normalitate lăcătușul să facă broasca. Dar e ceva normal. În momentul când îmi apare bunica în capul patului, fără nicio explicație și spune: ai fost la mormântul meu? Nu mai e ceva normal. Prea multă normalitate e dăunătoare pe sau fericire. Care e normal. Da. Se cunoaște că te apropii de coriolanul. Da, da, se simt. Vă mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc, Monica, și mulțumesc lui George Mihaiță și Teatrul de Comedie și dumneavoastră că ați fost atât de mulți și de drăguți și de atenți și vă urez mare, mare baftă cu acest lucru aproape imposibil pe care îl face Teatrul de Comedie și Mihaiță, adică Fesco. Nu vă dați seama cât de greu e să faci un asemenea festival. Mulțumesc de